bicicletele. Uite magazin de biciclete. Astrovalta e o stațiune grecească nu foarte spectaculoasă la prima vedere, prin care poți trece cu mașina fără să te impresioneze prea mult. Free camping is forbidden. Chiar dacă e un semn mare lângă plajă care interzice camparea, asta nu înseamnă că nu poți opri cu autorulota pe bulevardul larg de lângă plajă. Dovadă că erau deja câteva campere parcate din loc în loc. Dincolo de faptul că plaja e foarte întinsă și apa foarte bună, am găsit și dușuri pe plajă și puțină umbră sub palmieri, unde Vali a putut să facă pana la bicicletă cu o anvelopă cumpărată chiar de aici, din Astrovalta. Iar seara am avut norocul să asistăm la câteva momente de muzică și dansuri grecești în centrul orașului. Vreau să iau apă de la duș, la dușurile de pe plajă, mai bine că am găsit și aici. Și toaletă de descărcat și apă. Plecăm mai departe. Cu plinul de apă făcut, am pornit din nou la drum spre inima Greciei. Am trecut de Salonic și ne-am îndreptat către plaja de lângă mina de sare Kitros. Acolo însă am mai făcut un popas de o noapte în micul port din orășelul Nea Agatopoli, lângă o plajă mică și retrasă de zicei că-i secretă. Uite, mă, un duș aici și o plajă. Fetele mele sunt în apă. Câteva umbreluțe, bucățică de plajă. Iată-ne și aproape de mina de sare Kitros. Nu am văzut nici mina și nu ne-am tratat nici cu nămolul din lacurile de lângă plajă. Am văzut că sunt la mare căutare de turiști, dar nouă ne-a plăcut foarte mult apa de aici. Calmă ca un lac și deloc adâncă, ideală pentru bălăceala cu copil mic. Aproape de plajă se întind câteva lacuri cu apă termală, sărată și caldă, se pare, sau cel puțin așa am citit pe net. Noi am alimentat cu apă rece, direct de pe plajă, și ne-am continuat apoi drumul.
Dacă vrei să afli continuarea aventurii noastre, folosește butoanele de like, share și subscribe.